Mă bucur să vă văd aici, la Biblioteca Publică de Drept. Eu mă numesc Stella, sunt gazda acestei biblioteci. Săptămâna aceasta este Săptămâna Ușilor Deschise a Bibliotecii Publice de Drept, filiala Bibliotecii Municipale Cajdeu. Și pe parcursul săptămânii am avut mai multe activități, lecții publice, diferite evenimente. Și astăzi îi avem ca invitați Asociația Promolex, o organizație non-guvernamentală, apolitică, non-profit, care își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Noi am încheiat un acord de parteneriat, de colaborare cu această asociație și suntem bucuroși pentru această colaborare. Invitații de astăzi sunt Cornelia Călin. Să precizez eu că am o mică modificare aici. Din păcate, colega, ce scuze că nu m-am preîntâmplat, colega mea, Aleona, a fost din motive personale, n-a putut să vină. Și eu... Este Elena Pocnici. Deci, Cornelia Călin este prezentă. Analist financiar de la Promolex și... Elena Prohnitsky, pentru că se-mi pare bine, analist electoral la Promolex. Se-mi pare bine, care ne vor vorbi despre promovarea femei în campanie electorală, finanțarea partidelor politice. Okay. Mulțumesc tare mult, bună ziua încă o dată. Eu mă numesc Carolina Bondarciuc și reprezint astăzi asociația Promolex. În primul rând, mulțumesc foarte frumos pentru invitația de a organiza un astfel de eveniment a Bibliotecii Publice de Drept. Într-adevăr, cum a spus și doamna director, avem un acord de parteneriat, încercăm împreună să organizăm evenimente interesante.